În perioada 28-30 iunie 2013 va fi organizat pentru prima dată în Alba Iulia un festival antic intitulat sugestiv Festivalul Roman Apulum. Manifestarea propune să atragă atenția asupra bogatului patrimoniu roman al anticului Apulum, peste care se suprapune actualul municipiu Alba Iulia. De altfel, istoria orașului Alba Iulia începe cu ridicarea castrului Legiunii a 13-a Gemina după încheierea războaielor daco-romane. În perioada de maximă înflorire, centrul urban Apulum era cel mai însemnat oraș din Dacia romană, având o populație estimată la 30.000-35.000 de locuitori. Urmele acestei civilizații sunt astăzi întâlnite pe întreaga suprafață a orașului. Astfel, Muzeul Național al Unirii deține una dintre cele mai mari colecții de factură romană. De asemenea, sunt vizibile la ora actuală importante elemente ale castrului roman de odinioară. Porta Principalis de extract, poarta sudică a castrului, Via Principalis, artera principală a castrului și parte din Principia, sediul comandamentului legiunii. Conștientă de importanța turistică a acestor vestigii, Primăria Municipiului Alba Iulia își propune să reînvie atmosfera acelor vremuri prin punerea în scenă a unor spectacole de reconstituire istorică. În cadrul festivalului vor fi prezenți aproximativ 150 de reenactori aparținând unor trupe de profil din țară, dar și din Bulgaria. Vor aduce în prezent epoci de mult apuse, Garda Romană de la Apulum, Terra Dacica Eterna din Cluj-Napoca, Cohor Strei Campestris din Zalău, Cohor Strei Campestris din Zalău, Nimfele Daciei, tot din Zalău, și Virtus Antica din Cluj-Napoca. Vor avea loc parade și ceremonii, lupte de gladiatori, lupte de pancration, bătălii între daci și romani, prezentări de tehnici și tactici militare, ateliere interactive de olărit, metalurgie, gastronomie, tir cu arcul, lupte, alte demonstrații de gen.